domnișoarelor și domnilor! Ne bucurăm de prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare. Cred că până astăzi, cu ocazia desfășurării acestui eveniment, Sărbătoarea Internațională a Persoanelor Vârstnice, n-am avut așa mare număr de participanți. De-aia ne bucurăm foarte mult și, așa cum am zis, sărbătorim astăzi Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. O zi de toamnă cu bogate roade pe toate planurile, în care sărbătorim vârstnicii cu realizări și amintiri nestemate. Salut prezența dumneavoastră a tuturor, a domnului primar Cristian Lazăr, a reprezentanților bisericilor din oraș, a reprezentanților instituțiilor din Șimleul Silvaniei, a copiilor care ne vor încânta cu programe artistice, după cum sunt nerăbdători, a tinerilor prezenți. Pentru început se va intona imnul de stat al României. Moment de reculegere în memoria tuturor persoanelor vârstnice și nu numai, care au decedat din orașul Șimleul Silvaniei și de pretutindeni. Vă mulțumesc! În continuare, copiii de la grădinița numărul 3, la cărei directoare este doamna Chichișan Nadia, din partea noastră, câte o diplomă. Doamna directoare, doamna Haidu, doamna Bastu.
taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat, cause you're gonna sing the word. This guy decides to get his job and head to New York City. This cowboy is running from himself, and she's been living on the highest shelf. Domnului profesor Petru Gligoță, care mi-a insuflat dragul pentru chitară și frumosul. Și, bineînțeles, arta. Copiii de la școala gimnazială Silvania vor prezenta un program de gimnastică. Sunt conduși de doamna profesor Mirela Lazar. Vă rog! O situație, decalăm un pic programul și salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului președinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul Dinu Iancu Sălăjanu. Programul dânsului, ca și la oricare președinte, este foarte încărcat, județul e destul de mare și are și alte evenimente, de aceea o să vă rog să-mi permite să țin un discurs, după care o să-l rog și pe domnul primar și pe domnul președinte și până vom continua celelalte elemente ale programului. Sărbătorim astăzi Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 1 octombrie. A fost adoptată în sesiunea ONU din februarie 1991. De atunci până acum, în Șimleul Silvaniei, sărbătorim acest eveniment cu participarea atât a vârstnicilor,
dar și a minunaților copii pe care i-ați văzut, a tinerilor, a organelor locale și județene, a tuturor simpatizanților și chiar și a unor nesimpatizanți. Suntem ceea ce suntem și mai mult decât atât. Suntem cei care au albit la tâmple, dar nu numai datorită trecerii timpului, dar și prin multitudinea de preocupări pe care le-am avut și pe care le avem. Toate au fost și sunt de folos cu folos. Nu este numai o laudă, este și un adevăr de necontestat. Vârstnicii sunt și vor fi valori de apreciat, de prețuit și de urmat. Au experiență și practica vieții. Au spiritul colectivității, dovadă fiind multitudinea și numărul mare de oameni care ne-am adunat astăzi aici. Au spiritul responsabilității. Au amintirile copilăriei, adolescenței, tinereții și maturității. Sunt părinți, bunici, străbunici și chiar străbunici. Au de toate, iar în unele cazuri nu au nimic. Și asta atunci când apar slăbiciunile vieții. Boli și neputințe, singurătate, insuficiența asigurării nevoilor lor. Toate acestea trebuie să le vedem și prin prisma slăbiciunilor noastre, a celor putincioși. Pentru că nu le acordăm suficiente drepturi meritate, atenție, empatie, respect. Să nu uităm că prin ei ne-am realizat și noi, cei tineri, mai mult viața merge înainte. Le vom lua locul așa cum este și firesc și atunci apar semnele de întrebare. Oare cum? Oare de ce? Oare când? În practica noastră a Carpului și Mleu Silvaniei a existat și există, așa cum vedeți, o legătură reală cu generațiile tinere. Pentru că să nu apară acele fracturi uneori irecuperabile. Din păcate, în societățile actuale sunt astfel de probleme pe care le vedem. Am ținut mult să venim astăzi aici la Cubic și în alți ani, în alte locuri minunate din Șimleul Silvaniei. Cubicul este locul unde altădată părinții acestor copii minunați se jucau și erau supravegheați de bunici și străbunici. Sigur, vârstnicii au și o notă optimistă, demnă de luat în seamă, exprimată prin deviza "Noi am fost ca voi, dar dorim foarte mult să fiți și dumneavoastră ca noi." Doamne, ajută-ne la toți în vecii vecilor și așa să fie. Amin. Vă mulțumesc! Îl rog pe domnul primar să ne acorde câteva... Mulțumesc frumos! Bun. O să vin aici între voi, că e mai bine, mă simt mai bine să fim mai aproape și să nu existe nicio distanță între noi. Domnule președinte al Consiliului Județean, domnul Dinu Iancu Sălăjanu, domnule președinte Moș, stimați seniori ai cetății Șimleului, dragi invitați, dragi șimleoani, ce-ar fi fost Roma fără seniorii ei? Ce-ar fi fost lumea aceasta fără înțelepciunea înaintașilor ei? Ce-ar fi fost comunitatea aceasta fără voi? Nu cred că așteaptă nimeni vreun răspuns, pentru că îl știm cu toții, așa încât nu pot să încep acest cuvânt decât prin a mă înclina în fața voastră cu respect și gratitudine pentru tot ceea ce reprezentați dumneavoastră. Pentru că încep cu o triplă negație, dacă vreți. N-am venit aici în calitate de invitat, n-am venit aici în calitate oficială, chiar dacă domnul Moș m-a prezentat aici că am venit ca primar, și nu sunteți pentru mine un grup social. Vă spun cinstit. Pentru mine, voi sunteți
bunicii pe care eu nu-i mai am astăzi și vreau să mă îngrijesc de voi, la fel cum un nepot se îngrijește de bunicii săi în fiecare zi. Asta sunteți pentru mine și așa am venit astăzi aici. Bunicii au argint în păr și aur în inimă. Și pentru asta vă datorăm totul, pentru că voi, pentru comunitate, asta sunteți, sunteți aur. Și de aia vreau să ne batem pentru voi, pentru că ecuația este foarte simplă. Și matematica nu o poate sfida nimeni. Dacă scoatem prezența voastră, ipotetic vorbind, din ecuație, ce ne rămâne? Absolut nimic. Prezentul de astăzi este datorită vouă. Și de aceea nu întâmplător vă mulțumesc și de aceea nu întâmplător vă spun că vreau, precum un nepot se străduie să fie alături de bunicii săi, la fel așa mă strădui și eu să fiu lângă voi, să creăm o viață mai bună aici la Șimleu. Și pentru asta nu o să mă lungesc și nu o să ies cu foarte multe lucruri în față, numai vreau să punctez trei chestiuni înainte de orice. Vreau să punctez că sănătatea este deosebit de importantă. Deși nu vreau să ajungeți să fiți nevoiți să călcați pragul spitalului de la Șimleu, cu toate acestea, dacă situația îi impune, vreau să o faceți cu încredere și cu multă relaxare, că beneficiați de servicii de înaltă calitate. Și pentru asta ne-am bătut și cel mai important proiect al nostru de când sunt la primăria Șimleu și cea mai importantă finanțare din istoria acestui oraș este pentru spitalul de la Șimleu Silvanii, 11 milioane de euro, fără precedent în istoria acestui oraș. În egală măsură știu că avem nevoie de o mobilitate mai bună și știu că uneori viața e grea și nu e tocmai simplu să te deplasezi dintr-un loc într-altul. De aceea m-au întrebat mulți dintre voi legat de autobuze. Vom avea autobuze pentru că sunt în licitație, la sfârșitul lunii deschidem ofertele, deci vom avea transport public în comun cu facilități pentru vârstnici, pentru că meritați să fiți apreciați și să fiți îngrijiți. Și nu întâmplător al treilea lucru pe care vreau să-l punctez, e unul care stă pe buzele tuturor și pe ale mele și stă de ceva vreme. Una dintre cele mai frumoase clădiri, dar e mai mult decât atât, unul dintre cele mai frumoase obiective ale orașului nostru va fi piața agroalimentară, care se va bate de la egal la egal cu orice altă piață din Transilvania și din Ardeal, pentru că vom avea cea mai modernă și frumoasă piață agroalimentară aici la Șimleu Silvaniei și o vom inaugura, o vom da în folosință în perioada imediat următoare, săptămânile următoare, luna următoare, cel târziu trebuie să o dăm în folosință. Acum stăm doar pe partea de dotări, deci la iarnă nu va sta nimeni în frig sau în noroi, o să vă puteți face cumpărăturile și cei care aveți recolt, o să vă puteți expune în cele mai frumoase condiții. Tocmai de aceea că e important să vă simțiți cât mai bine și să beneficiați de cele mai bune servicii. Mai am o super... Doamna Albu, nu vă întrerup niciodată. Mulțumesc frumos. Mai am o supărare pe care o zic și eu acum, apropo de prezentul pe care îl avem astăzi datorită vouă. Țara aceasta, comunitatea aceasta, au fost construite cu sudoarea frunții voastre. În acest moment, eu unul îmi doresc mai mult de la stat. Îmi doresc mai mult de la stat, mai mult respect pentru dumneavoastră, pentru că vine o vreme în care trebuie să te întorci cu recunoștință față de cei care ți-au dat nume. Voi ați dat nume acestei comunități, acestei țări, prin tot ceea ce ați făcut. Țara trebuie să vă respecte pentru asta, dar nu doar prin cuvânt, ci și prin faptă. Și de aceea vă spun cinstit și eu aștept mai mult pentru dumneavoastră de acolo. Pentru că de la voi îmi iau cel mai bun exemplu al înțelepciunii și al statorniciei. Într-o lume în care, îmi place să o spun și o repet, contează mai mult viteza de deplasare decât însăși direcția de mers,
Voi ați arătat constanță și ați arătat statornicie și ați adus înțelepciune comunității noastre. De aceea mă înclin în fața voastră și înainte de a încheia cuvântul meu, mai vreau să-i mulțumesc domnului președinte a Consiliului Județean că a făcut asta să fie prezent astăzi aici. Asta arată că Șimleul este important pentru întreg județul său. Și nu doar că Șimleul e important, ci că voi meritați tot respectul, nu doar a Șimleului, ci a întregului județ pentru ceea ce sunteți. Și în încheiere, un singur lucru mai vreau să spun. E legat un pic de viitor, pentru că v-am zis, prezentul acesta de astăzi a fost cândva un viitor al vostru pe care l-ați construit frumos. Legat de anul viitor vreau să vă spun, pe când sărbăm următoarea zi internațională a vârstnicilor, vreau să vă spun că o să ne vedem tot aici, în Șimleu, tot împreună, probabil și mai numeroși, în circumstanțe tot la fel de frumoase. Și cu asta vă subliniez un lucru. Nu plec nicăieri, la niciun București sau pe unde mă mai poartă unul sau altul. Rămân aici că avem proiecte multe de făcut la Șimleu. Deci stați liniștit. Deci împreună sărbătorim anul viitor. Așa încât să ne dea Dumnezeu binecuvântare tuturor acestei comunități, acestui județ, dumneavoastră multă sănătate și gândul cel bun. Doamne ajută! Rugăm pe domnul președinte al Consiliului Județean să ne spună câteva cuvinte din... Bună ziua tuturor! O să încep și eu așa ca și Cristi, în a spune unde îmi găsesc locul. Locul nostru poate fi oriunde, atâta vreme cât zâmbim când ne întâlnim și ne bucurăm unii de alții. Pentru început aș vrea să salut toate doamnele, toți domnii, să vă spun tuturor la mulți ani și multă, multă sănătate. Mă bucur foarte mult să fiu la Șimleu din mai multe motive. Îmi cunosc istoria ca și fiecare om preocupat de acest lucru. Șimleul Silvania a însemnat foarte mult pentru țara Silvaniei, pentru județul Sălaj. Prin tot ce a dat acest oraș, Sălajului și României. Aici s-au născut personalități importante și întotdeauna fac referire la istoria de la Șimleul Silvanii. Mă gândesc la Batori, care a fost fondatorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Mă gândesc la Iuliu Maniu. Mă gândesc la Bărnuțiu, care a studiat aici. Mă gândesc la doctorul Pușcaș. Și mă gândesc la Cristi Lazăr. O să mă întrebați de ce aduc actualitatea legată de trecut. Pentru că nu există prezent fără trecut și nu există viitor fără prezent, oameni buni. Ascultându-l pe Cristi, nu poți să nu te entuziasmezi. Pentru că la Revoluție aveam 19 ani. Dumneavoastră erați în floarea vârstei. Și cu toții ne-am gândit cât de bine o să fie în această țară. Corneliu Coposu spunea că cea mai neagră perioadă a României a fost perioada comunistă. De ce? Nu pentru că dumneavoastră ați fost tineri, că ați muncit, că ați clădit această țară, ci pentru că am fost mutilați intelectual. Pentru că bunicii mei, părinții mei, au trăit să intre într-o formă pe care nu și-au dorit-o, acea colectivizării și a naționalizării. Ne trebuie o perioadă destul de lungă, de după Revoluție încoace am văzut acest lucru, ca să ne reformăm ca societate. Pentru mine, oamenii tineri și bine pregătiți, l-am văzut cât de bine și-a folosit experiența, cultura, educația Cristi în a vă face să vă simțiți bine și în a crede în viitor. Asta înseamnă că a venit timpul oamenilor pregătiți, care au fost șefi de promoție, care și-au făcut școlile la timp, să intre în politică, să ne ofere un viitor. Eu am 54 de ani. Viitorul îmi aparține exact cât vă aparține dumneavoastră. Dar ca să poți să ai un viitor bun, pe lângă administrație trebuie să faci dezvoltare și mai ales formare.
De aceea mă bucur să văd că există continuitate la Șimleul Silvaniei, că dumneavoastră sunteți o comunitate unită, indiferent de culorile politice pe care le îmbrățișăm, pentru că asta este folositor în democrație, că fiecare își poate expune părerile, fiecare poate avea o părere și că prin dezbatere și prin muncă împreună putem să ajungem la progres. Eu mă bucur mult să fiu aici în mijlocul dumneavoastră, îmi face întotdeauna mare plăcere, nu consider că este un efort, că este un sacrificiu să vin în mijlocul oamenilor. Spunea cineva foarte frumos, puterea o ai cu adevărat atunci când oamenii te privesc cu drag. Dacă vine din dragoste, este foarte bună. Dacă vine cu forța, nu te ajută la nimic. Așa că eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate privirile frumoase pe care mi le adresați atât mie cât și lui Cristi. Și nu pot decât să mă bucur de aceste momente, să-mi umplu inima de bucurie și de mâine să încep o nouă zi cu avânt, cu entuziasm și cu siguranța că nu ne risipim în aceste funcții trecătoare degeaba. Pentru că orice funcție se onorează cu responsabilitate, cu muncă și cu pasiune, cu dragoste pentru cei pe care îi reprezinți. Nu vreau să vorbesc mai mult. Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit aici și pe mine și pe Cristi, primarul dumneavoastră. Îi mulțumesc pentru invitație și pentru această ocazie pe care mi-a oferit-o de a mă întâlni aici cu dumneavoastră. Când vă văd, îmi aduc aminte de bunici, îmi aduc aminte de părinți. Din păcate, nu-i mai am. Dar încă n-am văzut un om care să trăiască veșnic. Și Iisus Hristos a murit, dar a înviat a treia zi după Scripturi și ne-a oferit tuturor viață veșnică. Îmi doresc pentru toți locuitorii țării Silvaniei, ai județului Sălaj, să avem biruința lui Moise, să avem puterea lui David, să avem înțelepciunea lui Solomon și răbdarea lui Iov. Cu aceste lucruri vom merge înainte și în fiecare zi vom pune o cărămidă la ceea ce înseamnă reclădirea cetății Simleului și a țării Silvanii. Să vă dea Dumnezeu putere, sănătate și să ne vedem întotdeauna cu mare plăcere. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumim, domnule președinte, și vă rog ca din partea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și Simleul Silvaniei, co-organizator acestui eveniment, să primiți o diplomă de recunoștință, având în vedere că vă apropiați noastră de vârsta pensionării și pe care vă dorim, și să fie cât de lungă și cu sănătate. O poză, dacă se poate. Da, cu drag. Da. Vreau să mai spun ceva, dacă se poate. Îi mulțumesc tare mult, domnului președinte Moș, pentru această diplomă. Îmi doresc să ajung pensia și cu siguranță, hai să vă spun o povestioară mică pe care nu toți o știu. Eu sunt al patrulea fecior la mama acasă. M-am născut la 7 ani, după al treilea, la 9, după al doilea și la 14 după primul. Sunt de Crețel și mamei i-a spus medicul: Lele Lodovică, dacă ți-e greu, ai 3, știm că ești bolnavă, poți să nu-l mai ai pe ăsta. Și doctorul i-a spus mamei: dacă Dumnezeu mi l-a dat, înseamnă că are un plan cu el. Viața este cel mai de preț lucru pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia. De aceea nu pot decât să mă bucur că am ajuns astăzi, chiar dacă mama este în ceruri, să o fac fericită prin munca pe care o prestez în folosul comunității. Nu am vrut să am funcții, Dumnezeu mi le-a dat cu sprijinul cetățenilor județului Sălaj. Pot să fiu doar recunoscător, să vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și pentru încredere. Și mi-ar plăcea, dacă îmi permiteți, pentru că m-am întâlnit cu mitropolitul Andrei Cuț la Cluj și a spus: domnule președinte, la Nicula la mănăstire, vă rog tare mult să nu renunțați la darul pe care Dumnezeu vi l-a dat, la vocea dumneavoastră. Haideți să cântăm cu toții un mulți ani trăiască pentru toți pensionarii. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani,
La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani, multă sănătate! Da, vreau împreună cu comunitatea. Da, da. Da. Ești de la școala? Specială. Școala specială, da. Bun, haideți să facem o poză. O să rog copiii de la Gata? Se
Răzvărei poiții căporanii, de răchișani cu rumplit copani. Neme de câini cu rumplit copani, dosta copoții ăla lumbarii. Îl dânguie la zăpati iabă, pitva logoță la inochiu babă. Feleségem, de jó asszony vagy, amit összekapargattam, minden redágod. Megtaláltam a zsebébe az üveg pálinkát. Tra-láj-la-ráj-ráj, tra-láj-la-ráj, tra-láj-la-ráj-ráj, tra-láj-la-ráj. Hosszú szárul a boldva, nem termettem dologra, kezem lábam a táncra, szemem a kacsitásra. Bizony Isten gatya nélkül maradok. Jaj, Istenem, de szégyellem, hogy a rózsa másra szeretne engem. Merre járok, akár merre járok, mindig oda látok. Csak dombon ne volna, hogy ne látnék oda, hogy ne látnék én el oda, szomorú szívemnek, bánat a szívemnek, százszor könnyebb volna. Boldog az a legény, boldog az a legény, kinek van babája. Aki a babáját, aki a babáját, a két karjával szárja. Lám, én is itt teszek, százat idegetek, de csak egyet szívből igazán szeretek. Borna legény vagyok, szeretőt adhatok, a hányat akarok. Végestelen végig minden kis kapuba rózsa nyílik. Minden kis kapuba kettő, három, csak az enyém hervadt el a nyáron. Minden kis kapuba kettő, három, csak az enyém hervadt el a nyáron. Az a kislány férjhez akar menni, a szomszédja el akarja venni. Kedves lányom, ne hagyjál itt minket, mi lesz velünk, ha te itt hagysz minket? Az a kislány piros panglikája, nem köti már többi a hajába. Te lányom, alád a fiába, majd jó lesz a kislányod hajába. Ha lányod lesz, jó lesz a hajába, ha fiad lesz, csárdás kalapjába. Ereszd el a hajamat, hadd mulassam magamat! Hadd! De aur a voastră ultimă chemare. Mereu vine ziua de mâine, noi trecem ca umbra de nor. Din tot ce am fost va mai rămâne pe patul răcoros de lut, eternul foșnet de mohor. Suntem steluțe căzătoare,
ce săgetează volta până în zori, pierim ca brazi în picioare, ca roa răsărit de soare, ne ofilim ca niște flori, strâmb reflectăm când ne dăm mari și în ambiții ne întrecem. Acum ne credem cei mai mari, dar mâine devenim egali în lumea umbrelor când trecem. În cer e dreaptă judecata că nu mai ține cont de stare. Prățește, se achită plata și nimeni nu mai dobândește o porție nemeritat de mare. Domnia noastră pe pământ e cât oprirea trenului în haltă, un fulg rebel pe o aripă de vânt, tiravul cup de păpădie purtat de vigilie într-o baltă. De când ne naștem, sfânta cruce, de-i viața veselă ori sumbră, o simte grea doar cel ce-o duce, și-ntreg traseul biografic îl urmărește ca o umbră. Nu ți-a fost dat lemnul de cruce din truncul de esență moale, neprăbușit să o conduce pe drumul plin cu bolovan spre vârf de munte, spre despre poale. În amintiri ce se destramă, voi deveni un simplu nume, un chip străin pus într-o ramă și o poza iura rătăcită prin prăbuitele albume. Pe poză, așa. Care o simt dulce, amară, când privesc la copaci și nu văd pădurea, mă întreb cât mai iubim această țară. Mă doare nelegiuirea pătrunsă în noastre, moleșala ce parcă în somn se coboară, când rugina ne ucide lucrurile frumoase, mă întreb cât mai iubim această țară. Cât timp ne mai trebuie ca să învățăm că viața e o luptă ce ne încearcă mereu, că țara nu-i ceva pe care să-l amanetăm și apoi să ne plângem cât ne e de greu. Vreau un ceva care să ne adune într-un popor durerea ce macină sufletul să dispară, să vibrăm de iubire când stăm sub tricolor, nu să mă întreb cât mai iubim această țară. Mulțumesc. Am să vă citesc și o poezie de dragoste. Floare de rouă. Ca pe o floare de rouă, în palme am să te adun și în stele lumină nouă, de dragul tău o să pun. Am să-ți deschid cerul ce dă spre o altă lume și voi chema misterul să ți-l brodesc pe nume. Voi colinda prin noapte ca într-o cetate fără turn și ca o adiere de șapte, în palme am să te adun. Din roa plină de mister, când stelele se logodesc, îți fac un vis până la cer, să pot în el să te iubesc. Ești ca o floare de rouă, primită ca un dar ceresc, și parcă cu petale plouă, când stelele se logodesc. Mulțumesc! Diplomă din partea noastră și hai să facem și o poză. Și 6, nu? Cât de curând și domnul Ivan 80 și așa pe un picior au câștigat concursul internațional domnul Olah Orientare Radio și domnul Ivan concursul de șah. De altfel dânsul are vechime în domeniul ăsta, așa, și palmares, ca și de altfel și domnul Ola. Te-a ținut neapărat să-i felicităm, să le acordăm câte o diplomă, așa, pentru ca să dovedim că și la vârste înaintate să pot face activități destul de frumoase și plăcute, și întreceri sportive și
Vă mulțumim încă o dată, numai bine. Vă așteptăm să rămâneți ce fac. Da, aici, la voi, aici. Un pic mai avem. Avem de asemenea diplome de recunoștință pentru sponsori. Agro Selling SRL, reprezentant Debre Alexandru. E prezent cineva? Să vină să o ridice. Doamna profesor Anca Radkiș, dacă e prezentă. Simex ASA. SC Alex Tur. SC Chris Dav SRL. SC Solex. SC Podgoria Silvania. SC DDG Pop SRL. E prezent cineva? Pentru Penny, Silvania și Mleu. Biserica Greco-Catolică. Biserica Ortodoxă de la Spital. SC Intermaster. Și cam atât. Îl rog pe domnul părinte Taloș, îi prezent, să ne facă o binecuvântare. Urmează să mergem la masă și așa cum îi stă bine fiecărui creștin, înainte de servirea mesei, să zicem o rugăciune. Vă rog să ne ridicăm în picioare, indiferent în ce poziție rămâneți, sunteți, pentru că așa e bine să așteptăm această rugăciune. Da, vă rog. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mânca vor robii Tăi și se vor sătura și gurile lor vor lăuda pe Domnul. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce sfințești și binecuvintezi toate, însuți, Doamne, binecuvintează mâncarea, băutura și pe robii Tăi, că bun ești în vecii vecilor. Amin. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, îl rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă, multă sănătate, ani mulți fericiți, să vă bucurați de rodul muncii dumneavoastră, de copii, de nepoții dumneavoastră și să fim bucuroși cu toții. Vreau să profit de ocazia acestei întâlniri și să vă adresez tuturor invitația de a participa pe data de 14 octombrie la hramul bisericii noastre, Biserica de pe Deal, Biserica Horea. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate. Amin. Mulțumim, părinte. Doamne ajută. Poți rămâne la pare rău. Hai, nu știu, trebuie să poftiți dincolo. M-a lăsat la mare.